Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. În temeiul discuției articolului 39 aliniat 1, articolul 68 aliniat 1 și articolul 115 aliniat 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 28 februarie 2019 la orele 13 la sediul primăriei Comunei Bucium. 2. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 anul 2018 al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, inițiator primarul Comunei. 3. Diverse. Doamnă președintă. Mulțumesc, domnule primar. Punem la vot procesul verbal de ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc frumos, s-a votat. Punem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitoare la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 al anului 2018 al Comunei Bucium. Doamnă și domnul consilier. Prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 al anului 2018 al Comunei Bucium și privește două aspecte. Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, dar și aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul anterior. Pentru fiecare din secțiunile la care am făcut referire au fost întocmite câte o anexă ce cuprinde sumele care au fost stabilite ca plan în anul 2018 și sumele respective procentele încasate la sfârșitul anului. Din analiza celor două anexe s-a constatat că în anul 2018 au fost unele diferențe dintre planul anual și procentul de încasare la următoarele categorii de impozite și taxe. 1. Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare încasat 83%. 2. Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat 88%. Aceste două categorii de venituri nu sunt influențate de activitatea instituției și au depins de acțiunea de transmitere a dreptului de proprietate a persoanelor fizice și juridice către alte persoane, respectiv de alocare de la bugetul de stat a sumelor defalcate din impozitul pe venit. 3. Impozitul pe terenul încasat 94%. 4. Impozitul pe mijloacele de transport la persoane juridice încasat 67%. 5. Impozitul pentru utilizarea bunurilor încasat 78%. 6. Alte amenzi și penalități și confiscări încasat 66%. Aceste categorii de venituri au fost influențate de neplata de către persoanele fizice și juridice a sumelor datorate pentru anul 2018. 7. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare total transferată 40%. 8. Subvenții pentru ajutorul de încălzire cu lemne 91% încasat. Diferența nici nu mai era necesară, întrucât drepturile la acest ajutor au fost achitate planul pentru anul 2018 fiind mai mare. Se constată așadar că a raportat la totalul veniturilor și cheltuielilor prevăzut în planul anual 3.151.000 lei, veniturile au totalizat un procent de 104%, în timp ce cheltuielile au totalizat un procent de 88%. 9. Autorități publice și executive executat 97% din prevederile planului anual. 10. Ordine și siguranța publică realizat 28% din ce a fost prezentat pentru anul 2018. 11. Învățământ realizat 84% din prevederile pentru anul 2018, cheltuieli cu bunurile și serviciile și asistență socială. 12. Locuințe, servicii și dezvoltare publică încasare 73%. 13. Protecția mediului bunul și servicii 59%. 14. Transporturi încasări 76%. Din analiza per total a sumelor încasate în trimestrul 4-2018 a rezultat un excedent bugetar de 495,25 mii lei. Cu privire la exercițiul bugetar al anului 2018 se constată că la partea de venituri s-au totalizat 8.008.296,41 lei, iar în partea de cheltuieli un total de 5.829.413,22 lei. Rezultând un excedent de 2.178.883,08 lei. Așa se prezintă execuția bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 4-2018 și încheierea exercițiului financiar la data de 31 decembrie 2018.
Având în vedere această expunere, propun spre analiză și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Mulțumim, domnule primar. Domnul președinte, aveți cuvântul. Ca de fiecare dată, la sfârșitul trimestrului, noi analizăm acel prescurtat BVC, bugetul venitul și cheltuieli. Acum a venit rândul pentru trimestrul 4 și dacă ați observat în anexe pe care sunt la dosar, veniturile pe trimestrul 4 sunt destul de consistente, cheltuielile la fel. De asemenea, s-a tras linia între venituri și cheltuieli și a rezultat un plus, un excedent numai pe trimestrul 4, în valoare de 495.000 lei. De asemenea, ați văzut în cealaltă anexă care ne prezintă bugetul anual, realizarea acestuia, sunt capitole la care sunt realizări foarte bune, de exemplu, se poate constata la venituri din impozitul pe terenuri, în jur de 94, poate. La sută, da. Da. Ceea ce este un lucru foarte bun. Sunt, în schimb, rămâne o urmă care nu depinde de instituția noastră, acele amenzi neplătite. Curios este ca nerealizări la capitolul de impozit pe mijloacele de transport. Cred că e o... 68%. Da, e puțin realizat. Adică tot omul trebuie să-și plătească impozitul în mijlocul de transport pe care îl deține. Pe total, există un excedent pe total am 2018, concluzia materialului prezentat de domnul primar, este un excedent de 2.000 milioane de lei, excedent bugetar, rezultat din diferența de la venituri de 8 milioane și cheltuieli de 5 milioane. Comisia de Buget Finanțe, în ședința de mai înainte, a analizat aceste lucruri. Nu au fost probleme, nu s-au ridicat probleme privind realizarea indicatorilor economico-financiar. Drept urmare, Comisia de Buget Finanțe votează afirmativ pentru proiectul de hotărâre mai devreme prezentat de domnul primar. Mulțumim, domnule președinte. Dacă sunt discuții pe lângă acest proiect de hotărâre. Când nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre de la numărul 2. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor de eficientizare a activității de înscriere a datelor în registrul agricol. Doamnă și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat aduce la îndeplinire sarcina trasată primarului de a face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, analiza simetrială care va fi supusă de dezbatere în ședința Consiliului Local, conform articolului 6 din Ordonanța de Guvern a României numărul 28/2008, modificările și completările ulterioare, și articolul 4 alineatul 5, articolul 4 alineatul 6 din ordinul numărul 734/480/1003/3724/2015, privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Conform acestei prevederi, am considerat că să informez și să propun Consiliul Local aprobarea unui plan de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, tocmai datorită importanței deosebite pe care acest document oficial o are la nivelul unei unități administrative teritoriale. Cu referire generală, având în vedere raportul de control prezentat de Secretarul Comunii cu ocazia constatărilor efectuate în registrul agricolor, pot menționa că înscrierea datelor în registrul agricol la Comuna Bucim s-a realizat conform normelor tehnice și legislației în domeniu. Astfel, registrul agricol întocmit pe suport de cărtie cuprinde. Tip 1. Total 27 de volume, din care întocmite la data controlului 27 de volume. Completate, constat că semnăturile titularului de gospodării lipsesc în proporție de 20%, însă au fost raportate din oficiu.
S-au adus în atenția termenul de comunicare a semnăturilor la rubrica specifică pentru anul 2019. Tip 2, total 14 volume, completate integral, lipsând semnăturile titularului în proporție de 50%, fiind însă raportate din oficiu. S-a făcut aceeași recomandare cu privire la termenul de completare a semnăturilor pentru anul 2019. De funcție total 11 volume, completate integral, dar din care proporție de 50% lipsesc semnăturile moștenitorilor, însă rubrice pentru anul 2018 au fost raportate din oficiu. Persoane juridice, total 2 volume, completate integral. Total registre agricole 54 de volume. În totalul registrelor agricole manuale existente s-a constatat că volumele completate sunt întocmite corect, cuprind informații prevăzute de lege, cu excepția CNP-urilor la poziții de străinași, care au avut ca motivație neprezentarea titularilor de poziții la compartimentul de specialitate. Înscrierea datelor în proporție de 80% s-a efectuat la termenele prevăzute în lege și au fost evidențiate corect, atât intrările cât și ieșirile. Modificările în registrul agricol au fost efectuate cu acordul scris al secretarului în toate cazurile. În ceea ce privește centralizatoarele existențe, s-a constatat că acestea au fost întocmite corespunzător pentru anul 2018. S-a mai constatat că modificările survenite cu privire la orice tip de date sunt operate cu aprobarea preliminară a secretarului. De asemenea, înscrierea constructurilor noi în registrul agricol s-a operat numai pe bază de act proprietate sau procese verbale de recepție întocmite și aprobate înregistrate în instituție. În ceea ce privește operarea în aplicația informatică a datelor corespunzătoare registrului agricol, în formă electronic, constat că s-a completat la zi pentru toate pozițiile. Întrucât activitatea desfășurată la registrul agricol este unică, una complexă, doresc să informez că în calitate de conducător al instituției sunt mulțumit de felul cum s-a prezentat acest document oficial și aducerea lui la îndeplinire. Al sarcinilor trasate adoptată de Consiliul Local Buciu în luna iulie 2018, când s-a prezentat stadiul completării registrului agricol la data respectivă. Având în vedere aceste aspecte, am propus în anexa la proiectul de hotărâre un plan de măsuri, majoritatea cu caracter permanent și care vor contribui și cel puțin la menținerea acestui nivel a activității. Față de cele prezentate, rog aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Doamna președintă, aici aveți anexa, ați văzut programul. Doamna președintă, mulțumesc. Membrii comisiei nu au avut obiecțiuni, deoarece au constatat că doamna responsabilă Macarie a operat corespunzător datele în registrul agricol și am subliniat și noi și am observat faptul că orice modificare a fost efectuată în urma acordului scris a doamnei secretare conform legii. Este o muncă colosală și, în concluzie, membrii comisiei au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițiat de către doamna primar. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă sunt înscrieri. Mulțumesc frumos! Spunem la vot acest proiect, numărul 2. Cine este pentru? Mulțumesc! Diverse. Dacă sunt înscrieri. Diverse. Probleme. Probleme. Dacă nu sunt, spun eu câteva cuvinte. Da. Mâine, după cum știți, 1 martie, de ziua femeilor până la pe 8 martie, le doresc la tuturor, pot fi sărbătorite, doresc tuturor femeilor un 1 martie fericit, o primăvară frumoasă tuturor, mulțumim, tuturor femeilor din întreaga lume. Mulțumim, domnule primar, și pentru flori, și pentru bătișori.